Salut! În clipul de astăzi am realizat un proiect foarte simplu și util. Pentru a regla turația unui motor, precum cel al unui polizor unghiular, se utilizează un tip de circuit care are la bază triacul. Acesta este un element ce este utilizat în curent alternativ. Eu voi utiliza în acest proiect un modul gata asamblat pe baza acestui element de circuit. O priză simplă, un cablu cu ștecher de 3 x 1 mm², o doză, o presetupă. Încep cu demontarea elementelor de prindere ale prizei, continui cu poziționarea prizei pe doză, marchez locul unde voi amplasa și cu ajutorul unei freze de dimensiunea acesteia, tai plasticul. Stabilez și locul pe unde va ieși potențiometrul regulatorului, îl marchez și cu un burghiu de 7 mm găurez locul marcat. De asemenea, marchez și găuresc locul pe unde va trece cablul de alimentare cu presetupa. Cu ajutorul unor șuruburi M3 fixez priza pe capacul de la doză. Verific dacă, din punct de vedere mecanic, toate elementele sunt bine poziționate. Prin regulator trece atât faza cât și nulul, intrarea și ieșirea fiind marcate ca atare pe spatele circuitului. Scot primul strat de protecție al cablului, apoi izolația fiecărui conductor. Aceștia fiind lițați, este necesar să pun pin terminali. Îi conectez la modul cu nulul spre exterior și faza în mijloc. La fel procedez și pentru firele de conexiune între modul și priză. Apoi prind modulul de capacul dozei.
Conectez conductorii la priză, strâng șuruburile și pun capacul prizei. Aranjez cu ajutorul unor fasete conductori. În punga cu accesoria dozei se regăsesc garnitura și șuruburile de prindere. Le folosesc pentru a finaliza asamblarea proiectului. Testez funcționarea circuitului cu ajutorul polizorului unghiular. Am lăsat și sunetul pentru că vizualul în acest caz nu ajută foarte mult. Un aspect important este că acest proiect se poate utiliza exclusiv cu motoare universale. Motoarele cu rotor în colivie nu se potrivesc acestui tip de circuit. Al doilea test îl fac cu ajutorul unui bec cu incandescență. Inițial nu este aprins pentru că triacul are nevoie de o tensiune de prag să pornească. Proiectul este gata de utilizare. Pentru eventuale nelămuriri, poți să lași un comentariu în secțiunea dedicată. Mulțumesc pentru vizionare!